Stimați prieteni, la această expoziție, cum am menționat anterior, că de aici, în parcul Alunel, la târgul mai frumos spus, am întâlnit niște pământeni de ai mei din satul Mingir, o familie minunată, un cuplu care văd că sunt producători de vin. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, Irei de Olarașu. Nicolae Olarașu, cofondator a Cramei Mingir, din localitatea cu aceeași denumire, Mingir, Raionul Hâncești. Este o mică afacere de familie, deținem o podgorie de 2 hectare de vin și la Camara Fest venim cu două tipuri de vin. Venim cu un Cabernet Sauvignon Rosé, un vin excepțional, și cu o noutate pe piața Republicii Moldova, cu un soi nou, hibernal, un soi german aclimatizat în Republica Moldova, o încrucișare pe bază de Riesling. Producem în familie. Este o, de la un hobby, datorită unui grant al USAID, Guvernul Marii Britanii și a Suediei, am dotat tehnic crama cu utilaj nou și performant, ceea ce ne-a permis să venim cu două vinuri excepționale în fața consumatorilor. Cum consumatorul vă poate găsi? Evident că ne poate găsi pe rețelele de socializare, ne poate găsi la toate târgurile. Este un vin certificat și cum reușim să aplicăm eticheta, vom fi și în rețelele de magazine. Și sperăm să ne găsească și la raft. Crama Mingir momentan încă nu deține facilități pentru cazare și primirea turiștilor, dar sperăm că în cel mai scurt timp vom avea create asemenea facilități ca să putem oferi condiții adecvate pentru degustare și chiar cazare. Cu mare drag aștept să venim noi primii la această expoziție, să vă facem o filmare nemaipomenită ca să aducem telespectatorului acest produs nou pe piață. În Moldova vă invităm să degustați Cabernet-ul nostru excepțional.